Pe 9 iunie, în România se desfășoară în mod simultan două rânduri de alegeri. Mai exact, alegerile locale și alegerile pentru Parlamentul European. Prima întrebare la care răspundem este cine are drept de vot? Potrivit autorității electorale permanente, au drept de vot cetățenii români care au împlinit vârsta de 18 ani până în ziua votului inclusiv, precum și cetățenii Uniunii Europene care au domiciliul sau reședința în România. La alegerile locale, alegătorii pot vota numai în secțiile de votare la care sunt arondați cu domiciliul sau reședința și doar pe teritoriul României. La alegerile europarlamentare se poate vota în orice secție de votare din țară și străinătate. Persoanele care nu cunosc secțiile de vot la care sunt arondate pot să acceseze portalul www.registrulelectoral.ro. În prima căsuță se introduce codul numeric personal, iar în cea de-a doua căsuță numele de familie. Aplicația vă livrează nu doar numărul secției de vot, ci și o hartă care vă ajută să ajungeți mai ușor la urne. În situația în care nu vă puteți deplasa, în secția de vot puteți solicita urna mobilă. Votarea se desfășoară duminică pe 9 iunie 2024, între orele 7 și 22. Alegătorii care la ora 22 se află în sediul secției de votare, precum și cei care se află la rând în afara sediului secției de votare, pot să exercite dreptul de vot până la ora 23:59. La alegerile locale se poate vota în baza următoarelor documente: cartea de identitate, cartea electronică de identitate, carte de identitate provizorie, buletinul de identitate, pașaportul diplomatic, pașaportul diplomatic electronic, pașaportul de serviciu, pașaportul de serviciu electronic, carnetul de serviciu militar, în cazul elevilor din școlile militare. Noi aici avem doar 3, însă în secția de vot trebuie să primiți 5 buletine. Unul pentru alegerea primarului, altul pentru alegerea Consiliului Local, alte două buletine pentru alegerea președintelui Consiliului Județean, respectiv consilierilor județeni, și încă un buletin pentru candidații la Parlamentul European. Alegătorii care nu știu să scrie sau să citească, precum și cei care nu cunosc limba română, nu vor putea intra însoțiți de alte persoane în cabină. Votul cu însoțitor este permis doar în situația în care alegătorul are o afecțiune vizibilă, cu mențiunea că este interzis ca acesta să fie însoțit de membrii biroului secției de votare sau de candidați. Pentru ca votul să fie considerat valid, alegătorii votează separat în cabine închise, aplicând ștampila cu mențiunea votat în patrulaterul care cuprinde lista de candidați sau numele candidatului pe care îl votează. Atenție, nu este permis să fotografiați buletinele de vot în cabină sau să faceți fotografii în secție. Așa cum se arată în ghidul elaborat de experții autorității electorale permanente, după ce a votat, alegătorul îndoaie buletinul de vot, astfel încât pagina albă, care poartă ștampila de control, să rămână în afară și îl introduce în urna specifică, având grijă ca foile să rămână împăturite. Îndoirea greșită a buletinului de vot nu atrage nulitatea votului, dacă secretul votului este asigurat. În cazul în care buletinul de vot se deschide în așa fel încât secretul votului nu mai este asigurat, acesta se anulează și se dă alegătorului numai o singură dată un nou buletin de vot. Nici dacă introduceți buletinul de vot în altă urnă decât cea dedicată, votul nu se anulează.